Ziua de 31 iulie are o mare însemnătate pentru Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare. Implicarea reprezentanților instituției în coproducția filmului Dark Side of Light, în traducere Partea Întunecată a Luminii, este importantă pe lângă contribuția altor planetarii din Europa. În data de 31 iulie, Muzeul de Științe Astronomice din Baia Mare va finaliza al doilea proiect Erasmus în care a fost implicat alături de alte planetarii din Europa. Este vorba despre producția celui de-al doilea film sau coproducția celui de-al doilea film de planetariu. Pelicula a fost lansată și s-a bucurat de succes. Urmează ca în a doua parte a anului aceasta să fie titrată în limba română. Filmul se numește Dark Side of the Light și are ca tematică poluarea luminoasă care afectează viețile tuturor, nu numai a noastră, a întregului habitat. Filmul a fost deja lansat la Fulton Festival Brno în prima săptămână a lunii iunie și s-a bucurat de aprecierea publicului din 42 de filme. A obținut locul 5, ceea ce pentru noi este o mare bucurie. Fiind o producție Erasmus, va putea fi descărcat de către toate planetariile din Europa care doresc să aibă în portofoliul lor acest film.